Bun găsit, dragi prieteni, la această nouă întâlnire. Îl am ca invitat alături de mine pe pastorul Gheorghe Cosman, căruia îi spun bun venit și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă spun bine am găsit și mulțumesc pentru invitația voastră. Vom aborda astăzi un subiect care îmi face mare plăcere să îl discut alături de invitatul meu și anume vom vorbi despre roada Duhului sau despre înțelepciunea de sus, așa cum o mai numește Iacov. Mm-hmm. Este foarte interesant că Pavel reunește toate aceste calități pe care un creștin ar trebui să le aibă sub un singur cuvânt, la singular. Așadar, vorbim de multe roade pe care Pavel le prezintă ca una singură. De ce credeți că face lucrul acesta? Cred că Pavel vine într-un anumit argument pe care îl aduce când vorbește despre această roadă a Duhului și vorbește, de fapt, despre o realitate pe care ar trebui să o trăim atunci când suntem credincioși. Dezbaterea lui este într-un cadru mai larg și aceasta este doar o concluzie, așa că răspunsul la întrebare necesită o anumită elaborare. Și aș pleca de la dezbaterea pe care o face în textul în care inserează Duhul Sfânt aceste cuvinte în Epistola către Galateni, de la capitolul 5 și începând cu versetul 22 și versetul este introdus așa, roada Duhului dimpotrivă. Deci acest dimpotrivă sugerează că trebuie să ne uităm neapărat în contextul imediat și în contextul larg al întregii epistole. Înseamnă că este pusă în context cu ceva. Există un set de realități în viața noastră care sunt date de natura omului obișnuit și această roadă a Duhului, deși spune de fapt cuvântul a Duhului, este ceva care nu este produs de noi, ci este acest Duh al lui Dumnezeu care o produce. În dezbaterea pe care o face Apostolul Pavel în Galateni este una pragmatică din punct de vedere al trăirii noastre și anume este în noi o nevoie de moralitate pe care o simțim, care o avem implantată în mintea noastră prin conștiința pe care a pus-o Dumnezeu și noi tindem spre a păstra o armonie între aceste porniri interioare de moralitate și faptele noastre. Foarte de multe ori oamenii renunță la luptă din pricina neputinței și aici este o chestiune sistemică pe care o avem fiecare dintre noi. Și atunci, abordarea acestei lupte se face din diferite perspective. Este împământenit aproape peste tot în lumea aceasta că dacă faci fapte bune, e bine și așa este, e bine. Și dacă faci cât mai multe fapte bune, e cu atât mai bine. Și asta e adevărat, numai că în dezbaterea Apostolului Pavel avem o problemă și anume, a face aceste lucruri bune nu e suficient dacă nu le faci pe toate bune, absolut pe toate. Și în tot Vechiul Testament este stipulat în legea lui Dumnezeu că trebuie să stăruim în toate faptele legii, legea fiind de fapt acea conștiință a omului clarificată și pusă pe hârtie de către Dumnezeu, în așa fel încât să nu facem confuzii, să nu numim ca voia lui Dumnezeu ce nu este. Și imagine simplă, ai o stachetă de 10 metri înălțime și trebuie să sari de bloc. Și dacă sari, ești mântuit, cam asta este cu efortul nostru de a face lucruri. Există o natură pe care o avem care nu ne ajută să sărim 10 metri. Deci sărim cât mai mult, dar nu e destul. Dacă ar fi cumva drept ca lucrurile să fie așa în realitate? Pentru că ar fi o lege a junglei până la urmă aplicată. Suntem înzestrați fizic și spiritual atât de diferit. Da, de fapt, îi de folos acest exercițiu pentru că Dumnezeu scoate în evidență neputința omului și această invitație la a fi mântuiți sau neprihăniți sau drepți înaintea lui Dumnezeu făcând numai fapte bune este de fapt o invitație la a ne cunoaște natura, a ne cunoaște neputința, a ne cunoaște limitele. Pentru că spune Domnul, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Și blestemat este cel care nu stăruie în toate aceste lucruri.
Trebuie să privim lucrurile din două perspective. Pe de o parte este această natură cu care ne naștem, dramatică într-un fel, pentru că în noi este simțul după bine și moralitate, și mai dramatic în momentul în care renunțăm mai lupta pentru că ne dăm seama că e degeaba. Și această mențiune a legii care vorbește de neputința noastră, o experimentăm și omul o experimentează de atâtea ori prin angajamentele luate, care întotdeauna sunt de mâine. Mâine o să fie altfel, mâine o să pot, mâine o să se schimbe ceva, de mâine, de mâine, de mâine. Și dacă nu de anul viitor, dacă nu... Era un film românesc, Glisando, era un personaj Teodorescu, îi spuneau alții, trebuie să iei ochelari, cu alte cuvinte să schimbi optica, să vezi. El zice, nu, zice, văd bine la distanță, văd bine la distanță. Nu disting, cu alte cuvinte, ce e în jurul meu, nu am pasul următor, dar văd la distanță. Este această încredere că odată va fi altfel. Mai Teodorescu o sfârșește tăindu-și venele. Pentru că acest la distanță nu avea nimic relevant dacă pasul următor nu-i luminat. Și suntem sub acest reflector al analizei pe care Dumnezeu o face. Trebuie să înțeleg, deci, că sunt un fel de copac sălbatic. Oricât aș vrea să fac lucruri bune, roada nu-i prea favorabilă. Și când mă uit la această provocare, întrebarea pe care ai pus-o, de ce numește roada, cred că ceea ce se întâmplă cu noi când Dumnezeu ne găsește este că vine în noi, printr-o persoană din sine, ca să producă ce nu putem produce noi. Dar ar fi absurd să credem, absurd din pricina observațiilor și afirmațiilor Scripturii, să credem că în momentul în care vine Dumnezeu în viața noastră, nu vom mai greși cu nimic. Acesta este iarăși o problemă. Cum adică vei sări aia 10 metri de pe loc? Nu vei sări. Și atunci... care e performanța, e întrebarea oricui, ce am câștigat. Este o simplificare extrem de puternică pe care o face Dumnezeu. Zice, este unul care a sărit. Este Iisus, care n-a greșit niciodată, care a împlinit toată legea lui Dumnezeu. Și te-a luat cu el în cârcă și o să cu tine. Peste stacheta asta, că tu n-aveai cum să o depășești. Și te-a luat cu el acolo când a fost pe cruce și a murit, ți-a luat toate păcatele și uite la tine ca și cum ai făcut o performanță de 100%, n-ai greșit niciodată în viață. Și ca să intri în acest bonus, să zic, în această binecuvântare extraordinară, nu trebuie să faci nici penitențe, nici să îndeplinești ritualul, să-L îmbunezi pe Dumnezeu, ci pur și simplu trebuie să zici, Doamne, îți mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos pentru că ai fost gata să faci asta pentru mine, să mă consideri cum nu sunt, doar pentru că cred acest lucru. Atât de simplu și atât de frumos în același timp. Simplu și frumos și sigur că aici este implicată o recunoaștere a statutului nostru și a faptului că suntem fără putere, a faptului că am greșit înaintea lui Dumnezeu, că l-am supărat și... Nu tocmai ușor pentru mulți. Da, cum spunea un individ din lumea interlop care... Că Iisus a spus, Iisus te iubește, Iisus te iubește, și el viola, bătea, făcea tot felul de nebunii, droguri, o viață sălbatică ca o fiară. Și zicea, foarte bine că mă iubește. Te iubește așa cum, foarte bine că mă iubește, spunea el. N-are decât să mă iubească, ce bine că mă iubește. Și el își vedea de treabă. Când la un moment dat în pragul sinuciderii, îngrozit, blocat, a zis, Doamne, sunt aici să îmi faci bine. Sunt gata să... La care l-a simțit atunci Dumnezeu mânios. Și și-a dat seama că e cu atitudine absolut greșită. Că Dumnezeu nu vine să te scarpine în barbă, cum e prezentat Iisus în brațele Sfântului Anton, care îl gândit în barbă. Nu un astfel de Iisus vine să... Și unul care stăpân, nu unul care vine să ne facă bine, ca așa cum e chef acum. Foarte bine mă iubește, acum fă-mi bine.
Și zice, atunci am avut sentimentul unui Dumnezeu mânios, care e supărat pe mine. Este un pic și poate mult neplăcut când ne recunoaștem această stare pentru a ajunge în pragul acelei roade despre care vrem să vorbim, dar e necesar să descriem puțin cum se ajunge la asta. Un exemplu extrem de frumos îl avem în Evanghelie când o femeie, Maria, vine în Betania la Domnul Iisus, chiar înainte de răstignire. Domnul îl înviase pe fratele ei, pe Lazar, și i-a spus, eu sunt învierea și viața. Și ea a înțeles mai bine decât ucenicii și mai repede, înainte chiar de sacrificiul lui, că el moare din pricina păcatelor ei. Și sunt unii oameni care sunt îngroziți, cum a murit pentru mine, și fac psihoze din cauza asta. Dumnezeu nu a intenționat să ne umilească, nici să ne facă să ne tăvălim pe jos din cauza acestor lucruri. Sigur că este suferința și durerea pentru că realizăm că am avut o viață urâtă și că l-am supărat pe Dumnezeu. Dar intenția lui nu este să ne țină sub imperiul acestei terori a vinovăției. Și Maria este exemplu cum te apropii de acest Dumnezeu. Ea vine și îl îmbălsămează, îl dă cu un parfum special, încă în viață. Pentru orice om care se apropie de moarte, o mare jignire. Vii să ții lumânarea înainte de a muri când e sănătos sau să faci parastasul înainte de a muri, dacă ne uităm într-un anumit context al abordării religioase. Însă ea, de fapt, a înțeles lucrul cel mai frumos din lume, că Iisus își dă viața pentru ea cu bucurie, că ea nu are oricum ce face decât să zică mulțumesc și nu are de ce să se lamente. Și cei care se revoltă în jurul ei că a făcut acest lucru și că nu s-au dat banii săracilor, că au făcut risipă, le spune Iisus, această femeie a făcut un lucru frumos față de mine, ea m-a pregătit trupul pentru ziua îngropării. Și e ca și cum spune, de fapt, ea a înțeles cel mai bine atitudinea cu care trebuie să te apropii de Dumnezeu. După ce ți-a fost teamă, să te relaxezi. După ce ți-a fost rușine, să te eliberezi. C.S. Lewis are într-una din cronicile Narniei un exemplu cu Eustas, care nu crede că există leul Aslan. Și deodată e confruntat cu prezența lui și vine leul, care de fapt e o alegorie a lui Iisus, vine leul, îl vede ghearele și se spăimântă, îl prinde și îl aruncă în sus, la înălțime foarte mare, și ăsta e îngrozit. După aia, când cade, îl prinde pe blana lui și amortizează, nu-i se întâmplă nimic rău. Ei, cam asta este întoarcerea spre el, este o întoarcere în libertate. A înțeles-o David. Spune David, la un moment dat, când a avut un episod tare neplăcut în viața lui, el care l-a învins pe Goliat, el care o rupt falca leului, care l-a slujit pe Dumnezeu, ajunge la Abimelec și, sau Achish, are două nume, împăratului, și își dă seama că îi recunoscut la filisteni, între dușmani, și e foarte frică. Atunci începe să zgârie porțile, își lasă balele să-i curgă pe gură. Când îl aduce la împărat, zice, mi-ați adus aici, se văd năzdrăvăile, nu am destui nebune aici. Asta e destul de rușinos pentru un arbitias care se încrede în Domnul. Și totuși el scrie Psalmul 34 și spune, scris cu acest prilej, zice, când strigă un nenorocit, Domnul aude, îl scapă din toate temele lui. Și după aia spune, când îți întoși privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Cum, omule, dacă ai fost așa de lamentabil? Și el a înțeles un lucru, când Dumnezeu te iartă, n-are de ce să nu fie rușine, că te-a restaurat complet. Și ăsta este un proces care trebuie să se petreacă. De fapt, nu este doar un act religios pe care îl faci, că zici, Doamne, am păcătuit și îți mulțumesc frumos că m-ai iertat. Ci este, de fapt, întâlnirea cu o persoană care
se asociază cu noi, care vrea să se exprime prin noi. Oamenii nu-și dau seama, dar atunci când bat cu pumnul în masă, când își trâng nevasta de gât, când femeile când pot să tacă și dacă iau bătaie, când copiii se ridică și ar omorâ părinții de furie, de fapt, dacă se exprimă cineva prin ei, nu-i doar fi aceasta umană, ci este voia diavolului care se face prin ei. Diavolul se exprimă prin ei. Roada Duhului este o exprimare a prezenței lui Dumnezeu în noi. Și El trebuie să vină în viața noastră și să se exprime prin noi. Aceea Apostolul Pavel spune că am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Păcatul mă duce la răstignire din pricina păcatului. Este de fapt un mod de a spune, ca să trăiesc, a trebuit să mor. Și am murit în Hristos și am murit față de păcat, de o viață veche. Păcatul produce moarte și ca să am viață trebuie să fiu omorât mai întâi. Asta s-a întâmplat și cu Iisus. El a fost încărcat cu păcat și păcatul produce moarte și a trebuit să moară din pricina păcatului. A înviat. Și El zice, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar cum? Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința Fiului lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O trăiesc în credința în Dumnezeu. Deci elementul care face distinția este credința. Încercăm să facem numai bine și nu reușim. Dar prin credință trăim. Indiferent de ce fapte am făcut vreodată. Însă momentul în care cred, se întâmplă o transformare esențială în mine și nu mai am plăcere de lucrurile vechile păcatului. Numai că știu că sunt rele, dar mă dezgustă și nu pot trăi la fel. El îmi dă acest dar al iertării, dar îmi dă și puterea să trăiesc altfel. Nu voi trăi 100% fără nicio vină, dar credința mă ține mereu în această stare de împăcare cu El. Și pe cât mă apropii mai mult de El, El se exprimă mult prin mine. Roada Duhului trebuie înțeleasă ca, în urma credinței, a venirii unei persoane în noi, din Dumnezeu, care produce niște lucruri pe care noi nu le putem produce. Lași Pavel care spune că credința lucrează prin dragoste. Nouă legătură directă cu roada Duhului. Și dacă gândim că Dumnezeu este dragoste, atunci putea spune că lucrează prin Dumnezeu. Da? Deci Dumnezeu lucrează în noi și foarte frumos că de la o noțiune intangibilă, cum este Dumnezeu, aduce la ceva foarte practic, ce dorim fiecare dintre noi, pentru că fiecare dorim dragoste și fiecare vrem să fim iubiți și doar atunci suntem împliniți când realmente se întâmplă acest lucru. Și în contextul în care suntem, El spune, nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, adică ce-am primit de la El este viața și faptul că El se exprimă prin mine. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci dacă neprihănirea sau îndreptățirea, curăția se capătă prin lege, adică prin faptele pe care le facem, degeaba a murit Hristos. Când ne gândim la efectele pe care le produce trăirea noastră fără Dumnezeu, trebuie să ne uităm și la astea. În contextul imediat din Galateni vorbește despre două realități în contrast. Dacă vrei să fii drept înaintea lui Dumnezeu prin faptele tale, nu vei reuși. Dimpotrivă, stăpânul acela rău pe care nu crezi că există, poate, care e diavolul, dar care se exprimă prin tine, va produce și el anumite roade, numește Apostolul Pavel la plural, roade, spune el, de care vă era rușine celor care ați crezut. Acum, vă este rușine celor care ați crezut. Vă dați seama ce producea. Sunt lucruri de calitate cu totul diferită. Deci sunt opuse unele altora. La începutul capitolului 5, Pavel vorbește mult despre lege și
Pe parte spune, dacă pot să spun așa într-un limbaj alimentar, că fără lege, cu lege, dacă nu l-ai pe Hristos, nu are nicio valoare. În același timp, dacă l-ai pe Hristos, cazi în continuare sub incidența legii sau, cum spune el acolo, că suntem datori să rămânem în lege. Legea așadar de una singură, ce valoare are ea? Pentru că trăim într-o țară cu multă religiozitate și pentru mulți creștini este foarte important să meargă după un anumit tipar, să meargă după anumită tradiție, să țină legea. Iată că Pavel sublinează importanța lui Hristos și a jertfei lui și odată cu Hristos vine credința de care spuneați mai devreme. Așadar, care este de fapt rolul legii, care iată de una singură, fără Hristos, nu poate realiza nimic prin ea însăși? Legea este necesară ca să pună capăt haosului. Dacă nu știi ce ai de făcut, vei face orice. Ea limitează și a limitat păcatul. Legea a fost foarte drastică în vechime. Era o pedeapsă drastică pentru unele păcate, în special pentru cele sexuale, pedeapsă cu moartea. Când se întâmpla acest lucru, este evident că oamenii luau un exemplu și le era teamă să mai facă lucrurile respective. Deci, pe de o parte, limitează răul care se extinde așa de ușor. Pe de altă parte, ne dă un indiciu despre cum este Dumnezeu, e curat și sfânt și cum ar trebui să fim. Ne spune cum ar trebui să fim. Pe de altă parte, ne arată că nu putem să trăim curat înaintea lui Dumnezeu și în felul acesta spune Apostolul Pavel că legea este bună și desăvârșită. Deci, vorbind despre lege, are două elemente. Pe de o parte, inputincioasă, pentru că nu ne poate rezolva problema. Pe de altă parte, cerința ei este bună. Să fii drept înaintea lui Dumnezeu e necesar. Să nu păcătuiești este necesar. Legea îți desemnează ce este păcatul, fără să-ți dea puterea să nu mai păcătuiești. Credința este aceea care te duce la iertarea de păcat, deci împlinește nevoia de împlinire și de curățire, și îți dă puterea să trăiești altfel, chiar dacă din pricina naturii căzute se întâmplă să mai păcătuim. Credința este acel instrument, acea legătură cu Dumnezeu, care pune în relație cu Dumnezeu, care ne eliberează întotdeauna din situațiile incompatibile cu voia lui Dumnezeu. Orice a păcătuit, întorcându-se la Dumnezeu prin credință, este iertat de orice nelegiuire. Dar această apropiere de Dumnezeu este frumoasă, pentru că nu mă mai lasă să-mi fac socoteala, pot trăi oricum și nici nu-mi place. Dădea cineva un exemplu străvechi și arhicunoscut că un bivol când vede noroiul se duce în el cu bucurie, îi place acolo, îi place mediul acela, pe când o căprioară imediat se vede murdară, se scutură. Duhul lui Dumnezeu sensibilizează viețile noastre. În același capitol 5 din Galateni, în continuarea lui, Pavel vorbește despre importanța libertății în Hristos și despre faptul că trebuie să fim atenți la această libertate sau slozenie, cum o numește el. Ce înseamnă, de fapt, libertatea în Hristos și cum să ne bucurăm într-un mod frumos și după voi Dumnezeu de ea? Libertatea în Hristos este o robie diferită de cea în care am fost înainte de a-L cunoaște pe El. Spun robie pentru că sună urât, dar este un termen biblic și ne sugerează dependența de Dumnezeu. Dumnezeu nu ne dă o libertate absolută. De acum fac ce vreau. O să zbor și o să fac orice, pentru că prin credința în El sunt liber. Domnul Iisus vorbește cu unii dintre liderii vremii religioși legat de acest subiect, unora care au crezut în El, și le spune: dacă ascultați cuvântul meu și rămâneți în cuvântul meu, adică dacă îl urmați, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Și ei sunt contrariați, pentru că libertatea în mintea omului orice. Zice, cum adică spui tu că vom fi liberi? Nu ne-a fost robit nimănui niciodată.
Noi suntem din Avram, noi suntem oameni liberi. Ciudată afirmație că erau sub dominație romană. Mă rog, așa s-au văzut liberi. Și atunci Iisus explică despre ce libertate e vorba. Zice, oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și această robie te face incompatibil cu familia lui Dumnezeu. Nu poți rămâne în casă. Dar dacă Fiul, adică Iisus, face liberi, veți fi cu adevărat liberi. De aceea zice, am spus eu, veți fi liberi. Că este o problemă de eliberare din neputința de a trăi în conformitate cu cerințele lui Dumnezeu. Acesta este, de fapt, înțelesul libertății. Și în capitol, el ne atrage atenția că nu putem să, sub cuvânt că suntem liberi să trăim oricum. Una din dezbaterile preferate pentru unii este, poți să bei alcool sau nu poți să bei alcool. Eu, ca unul care citesc Scriptura, nu pot să spun că există o poruncă expresă care ți interzice categoric și absolut. Cu atât nu se folosesc de multe versete din Biblie, da, în care se spune că oamenii beau vin și așa mai departe. Însă, când vorbesc despre acest subiect, Scriptura spune că acesta trebuie să se regleze în relații. Tu nu ești o anumită persoană individuală care ești, trăiești izolat. Tu trăiești viața în prezența altora. Și când ai o libertate, chiar dacă ți-o îngăduie Biblia, tu ai libertatea și puterea de a-ți răstrânge acea libertate. Deci a fi liber înseamnă a fi stăpân pe tine. Și uneori această libertate te face să-ți restrângi libertățile tale. E ușor să binecuvântezi când te blastămă cineva. E ușor să faci bine când îți face rău. E ușor să binecuvântezi când vorbește urât. E ușor să te rogi când te prigonește. Nu sunt lucruri ușoare. Dar libertatea care ți-o dă Hristos este libertatea de a face aceste lucruri. Libertatea să nu te răzbuni. Adică te eliberează de niște porniri care altfel nu le poți stăpâni, care sunt rele și că distrug relațiile. Deci vorbim de o libertate cu totul diferită decât cea pe care mulți o înțeleg, de a avea libertate în firea lor omântească și în lucrurile de care nu trebuie să dea socoteală după spusele lor. Exact. Simona ridice o problemă foarte practică acum. O mulțime de oameni au impresia că dacă se pocăiesc, ei vor fi victimile unei robii, a unei vieți seci și fără substanță, fără niciun fel de bucurie. Adică toată libertatea mi s-a dus. Care libertate? Libertate să-ți înșeli nevasta sau să-ți înșeli soțul sau să te îmbeți sau să trăiești imoral și așa mai departe. Aia nu-i libertate, aia e robie dacă cauți să o definești cum se cuvine. Libertatea este atunci când realmente poți să-ți iubești pe cei care ți-a dat Dumnezeu. De aceea roada Duhului începe cu dragoste. Asta este primul element. Pregătim lucrurile spre a ajunge acolo, nu-i așa? Și atunci trebuie să cântăresc lucrurile și relația cu Dumnezeu este o problemă de credință. Când sunt în domeniul acela în care mă bucur că și mă distrez cu tot felul de lucruri vinovate și râd la tot felul de lucruri deșuchiate, nu am cum să văd bucuria care mi-o dă Hristos când sunt stăpân peste aceste lucruri și sunt liber de ele. Pentru că întotdeauna în locul acestor lucruri se pune ceva de valoare și de substanță. Nu rămân lucrurile în aer. Mi-a luat Dumnezeu tot și acum sunt un pusnic care umblu capul plecat și care mă rog și mă chinui. Viața privită în felul acesta nu are nimic de a face cu Dumnezeu, ci o anumită religiozitate care nu ajută. Pe de altă parte, nu putem trăi la sfârșit după bunul plac, fără să ne așteptăm ca la un moment dat să dăm socoteală pentru tot ce am făcut. Și spune Pavel că umblarea în Duhul este opusul umblării în firea pământească, această înțelepciune lumească, pământească. Cred că avem o problemă și nu doar noi românii. A unor oameni religioși care se consideră creștini, care privesc, poate dacă le arăți aceste fapte ale firii pământești și spun, dar stai puțin, eu n-am dat în cap la nimeni. Eu nu fur, eu nu urvesc, eu merg din când în când la biserică și mă încred în Dumnezeu, prin urmare eu sunt mântuit. Cred că e o problemă de subtilitate și a înțelege standardul lui Dumnezeu.
e ușor să zici, eu nu curvec. Dar iată că Domnul Iisus stabilește o nouă limită a curviei atunci când spune că e suficient să privești la cineva și să te gândești la lucrul acela și în ochii lui Dumnezeu ai curvit. Așadar, cred că ne-am stabilit instrumente de măsură ușor indulgente în ceea ce privește păcatul nostru. Cum să vedem clar și deschis care este standardul lui Dumnezeu și să privim aceste fapte ale firii pământești la standardul lui Dumnezeu, nu al nostru, lumesc? Dumnezeu ne privește în totalitatea noastră. Ceea ce văd oamenii sunt acțiunile noastre și aud cuvintele noastre. Dar există o lume interioară care e definită prin gânduri, motivații, atitudini. Cine dintre noi s-ar gândi că facerea de bine a cuiva care dă în stânga și în dreapta bani și ajută necăjiți și face case, poate fi un lucru păcătos? Cine s-ar gândi? Când motivația, de fapt, este nu lauda lui Dumnezeu și nu binele care face celor oameni, ci mândria, care este păcatul esențial, a scoate în evidență personalitatea, a fi atent atunci când faci bine să fie camerele de luat vedere acolo, să te vadă, să fii mediatizat. Când te uiți, e foarte bine să primești un ban când ești necăjit. Dar când o faci cu o motivație greșită, motivația o vede Dumnezeu. După cum ar putea ca unii oameni să fie cotați rău prin ce au făcut, deși motivația lor este bună și Dumnezeu o vede diferit. Dumnezeu este Cel care cercetează nascuns și vede nascuns. Ce spun eu este și ce de fapt spune Scriptura. Ce înțeleg eu din Scriptură este că, așa cum aminteam mai înainte, suntem ca un pom sălbatic, ca un pom care nu poate face roada bună. Și chiar dacă masăm și vrem să avem o anumită viață morală, rămân suficiente lucruri pe care legea lui Dumnezeu le sancționează. Dacă ne uităm aici în text care vorbește despre cele două realități, este odată firea pământească, adică această natură umană care are dorințele ei. Și este Duhul lui Dumnezeu care trebuie să vină în noi, care dorințele Lui. Ne trebuie să trecem din ascultarea de un îndemn care vine prin trupul nostru la un îndemn care vine prin Duhul nostru. Și aici sunt enumerate aceste fapte, lăsând lista deschisă. Și spune că aceste fapte ale cărnii, ale firii pământești, sunt cunoscute. Nu-i complicat să afli care sunt preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavisiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Acum, dacă a trecut de curând prin sărbătoare, cumva, și după ce a trecut sărbătorile, te-a dus la urgență că ai mâncat prea mult și te-ai intoxicat și ești cu probleme, ești sub incidența legii, a firii pământești, îmbuibările. Vreo patru din substantivele de aici sunt, de fapt, elemente care desemnează relațiile dintre noi. Certurile, dezbinările, aceste lucruri de incompatibilitate în a vedea lucrurile și de dispută unii cu alții, care îți la ordine zilei, dar ce să zicem de mâniile, când te mâni pentru orice și așa de ușor. Spune Scriptura, acestea sunt produse ale naturii noastre căzute și nu este nicio confuzie. Sunt cu totul diferite de ceea ce vrea să producă Dumnezeu în noi. Când ne apropiem încet de subiectul care ne face plăcere să-l dezbatem, și anume de roada Duhului. Și atunci când vorbim de roada Duhului, din ce am observat, există cam trei curente care circulă, trei idei principale, și anume, sunt persoanele care spun că roada Duhului sunt un efect direct al manifestării Duhului Sfânt în viața credinciosului. Cu alte cuvinte, ai Duhul Sfânt, ai roada Duhului Sfânt. Sunt alții care spun că este un efect al lucrării Duhului Sfânt în viața credinciosului, nu un efect direct al prezenței Lui. Și a treia categorie care spun că dacă credinciosul se trudește să cultive în viața lui efectele roadei Duhului Sfânt, va avea parte de ele, să le practice, dacă se stăduiește practic. Care este de fapt
calea adevărată și ideea principală pe care ar trebui să mergem după cuvântul lui Dumnezeu? Atunci când se întâmplă minunea aceea iertării, se întâmplă ceea ce a promis Domnul Iisus, și anume că va veni în noi un asistent în sensul de mai degrabă de conducător, nu asistent în sensul că mă asistă pe mine la ce vreau eu. Duhul Dumnezeu vine în noi și vine cu un program al Lui și El mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu. Ne spune Apostolul Pavel că atunci când Dumnezeu se uită în inima omului, El se uită la ce aspiră Duhul să facă cu noi, nu la tendințele noastre. Și Duhul lui Dumnezeu caută să armonizeze voia mea cu voia lui Dumnezeu. El nu mă anulează. Nu vine în mine ca și ceva care, la care nu pot să-i rezist și automat o să produc în mine aceste lucruri. Dar vine în mine ca să mă lămurească de ce am nevoie și să mă lumineze. Și Biblia vorbește de o creștere. Suntem ca niște prunci născuți de curând când ne întoarcem la El și s-ar putea să rămânem așa. Dar El vrea să creștem spre desăvârșire, să ajungem la statura plinătății lui Hristos, să semănăm cu El. Înseamnă că Duhul lui Dumnezeu vine în noi și ne arată cum trebuie să fim și noi trebuie să fim de acord că așa trebuie să fim. Efortul meu nu este exclus. El zice că ne ajută în slăbiciunile noastre. Imaginea din Romani 8:26, unde spune asta, este de fapt imaginea aceea a celui care prinde de cealaltă parte a greutății și îl duce cel mai greu, dar trebuie să țin și eu de partea alta, că dacă nu, n-o duc. Deci este prezența Duhului obligatorie în noi. Nu poate fi produsă doar Duhului de firea pământească. Dar nici nu se produce automat când eu nu vreau, ci doar când cooperez. Este o exprimare a Apostolului Pavel care ar trebui să ne tulbure. Spune celor din Tesalonic, bucurați-vă întotdeauna, rugați-vă neîncetat, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Reacția normală este să zici, nu se poate. De aceea Apostolul Pavel zice mie, dar după aceea, nu strângeți Duhul. Pentru că atunci când zici, nu se poate, oprește această lucrare a Duhului Sfânt. Nu poți tu, dar El poate. Mi-aduc aminte de un pastor care mi-a povestit o întâmplare. Tânăr și-a construit casa cu soția, numai cât o terminase și era la o înmormântare și vorbea, la care s-a apropiat unul în timp ce vorbea și a spus, încheie țar de casa. Ce să mă dă casa, s-o gândi el, o continua, dar încheie țar de casa. A încheiat, s-a fugit acasă și ardea casa. Erau pompierii sosiți și nu aveau hidrant. N-aveau apă la ei și nu puteau să facă nimic. Și se uitau toți cum arde casa și se uita și el cum arde casa. Și l-a mi dat auto voce. Mulțumește lui Dumnezeu. Și zice, cum? Și s-a uitat în spate și nu era nimeni. Și vocea din nou, mulțumește lui Dumnezeu. Și nu, bine, mulțumesc. Zice, mulțumesc, Doamne, că mi-arde casa. Zice, în momentul acela, m-am liniștit complet, m-am deblocat, mi-am luat repede ceva pe mine, am intrat în acțiune, am stins. În câteva luni, fără să avem bani, Dumnezeu a dus toate resursele de a-mi reconstrui totul. Dacă el zicea, cum să mulțumesc în situația asta? El stingea Duhul lui Dumnezeu, care vrea să-l facă ca această roadă a Duhului să fie deplină în el. Deci răspunsul la întrebare este, Duhul lui Dumnezeu este obligatoriu să fie în noi ca să rodească, pentru că e roada lui, dar e o roadă care ține de mine și de viața mea, de aceea pentru că El nu-mi anulează personalitatea, ci așteaptă și are răbdare după mine, așteaptă că eu să răspund, să cooperez și să-L las să producă această roadă. Sunt nouă roade pe care Pavel le menește în Galateni. Pe lângă aceste nouă, în paginile Bibliei, mai putem identifica și alte roade, referindu-ne specific pe lângă dragoste, bunătate și așa mai departe. Practic, putem numi o roadă a Duhului tot ceea ce înseamnă ceva frumos înaintea lui Dumnezeu produs de viața noastră? Deși sunt, eu le-am spus că sunt culori, culori ale roadei, nu că sunt roade. Roada Duhului
numită așa, după cum înțeleg eu, roada Duhului este dragostea. Și manifestarea ei sunt celelalte, sunt culorile a ce înseamnă dragoste. Dragostea trebuie definită într-un anumit fel. Nu știu dacă este timp să dezvoltăm acum acest subiect. Vă propun o întâlnire separată mai pe această temă, pentru că e prea frumoasă și prea largă și prea importantă ca să nu abordăm în detaliu. Ce aș spune însă este că trebuie să fim atenți când definim dragostea. Conotația acestui termen este așa de diferită în funcție de contextul în care abordăm lucrurile. Dicționarul explicativ al limbii române zice că este sentiment amoros, relație sexuală, ceva de felul acesta. Deci foarte sărăcăcios definită. Când ne uităm în Scriptură, anticipez definiția, este plecând de la cine este Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Atunci ar trebui să fac această investigație, să facem această investigație. Cum este Dumnezeu? Ca să știu ce trebuie să producă Duhul în mine. Acesta e calea pe care trebuie să mergem. Niciodată n-am stat să mă gândesc la întrebarea pe care ai pus-o adineaori, dacă sunt și alte care nu sunt enumerate aici. Dacă mă uit însă cum merge textul și spune faptele firii pământe sunt aceștia și altele de acest fel, cu siguranță roada Duhului care este dragostea se exprimă prin aceste lucruri care le avem aici, este tot ceea ce ține de felul de a fi al lui Dumnezeu. La fel când în Corinteni, parcă atunci când Pavel vorbește despre darurile Duhului Sfânt, le enumerează câteva și, dacă bine mi-aduc minte, spune că mai sunt și altele. Și v-am întrebat pentru că poate stăm, le enumerăm, ne uităm și avem impresia că, bun, gata, pe acestea le-am împlinit, sunt în regulă. Dar cred că atunci când vorbim de Dumnezeu și de a fi sfinți înaintea lui Dumnezeu, este un proces continuu care nu se sfârșește niciodată. Și atunci, dacă poate am reușit și le avem pe acestea viața noastră, eu cred personal că sigur mai avem altele de care avem nevoie. Deci un lucru iar care ar trebui să-l afirmăm este numit roada la singular a Duhului, pentru că tot ceea ce este scris aici trebuie să ne caracterizeze. Nu pot fi blând, dar să fiu pofticios. Nu pot fi bun, dar să n-am răbdare și alte lucruri. Deci Dumnezeu vrea să producă în noi un caracter care e definit într-un alt fel și probabil că vom avea timp cu alt prilej, dacă Dumnezeu ne va ajuta să abordăm mai de aproape aceste lucruri și să încercăm să le înțelegem. Sunt creștini care au daruri de la Duhul Sfânt și știu prezența Duhului Sfânt în viața lor, dar nu văd roadele în viața lor. Cum cultivăm ceea ce Dumnezeu ne-a dat și cum să ne folosim de prezența Duhului Sfânt în viața noastră ca să și aducem roade? Trebuie să ne focalizăm corect. Este o anumită atracție în darurile Duhului Sfânt și mai ales să fie cât mai spectaculoase. Și încet, încet, poate să pătrundă în mintea mea mândria și să mă duc într-o direcție greșită. Ce ne spune Scriptura când vorbește despre Duhul lui Dumnezeu este că noi nici măcar nu trebuie să ne gândim la daruri. Dacă ne uităm când vorbește despre daruri, Apostolul Pavel, după ce dezbate lucrurile și spune că umblați darurile cele mai bune, zice, deci vă arăta o cale nespus mai bună. Și ne duce la roada Duhului care e dragostea. Asta e calea nespus mai bună. De ce? Dacă sunt focalizat corect și mă interesează calitatea vieții mele, pentru că Duhul Sfânt nu-mi dă jucării. Duhul Sfânt vrea să mă facă sfânt cum este El. Și asta este misiunea Lui principală. Darurile le dă după cum voiește El. El e tăpân și mi le dă nu ca să îmi fie, facă mie bine, ci spre folosul altora, în primul rând. Atunci, dacă sunt focalizat corect și sunt preocupat de un singur lucru, cum să las ca iubirea aceasta, care a fost turnată prin credință în inimile noastre, să-mi cuprindă cât mai mult ființa și să se exprime? Când iubești și ești mamă și ești părinte, dai copiilor tăi cei mai buni.
când dragostea aceasta din Dumnezeu este în noi, răspândim în jurul nostru cei mai buni. Și cei mai buni în noi este roada Duhului. Și atunci se manifestă fără să mă gândesc. Sunt unii care nu am niciun dar. Și când te uiți la ei, vezi că atunci când își deschide gura, te încurajează. Și ești ridicat și mergi departe. Și el nici nu știe care darul ăla. Și se duce la un bolnav cu câțiva, că totdeauna zice să vină prezbiterii, nu numai unul. Și se face tare milă de bolnavul ăla și se roagă cu foc pentru el. Și nici nu știe că datorită lui s-o vindec. Tot da Dumnezeu un dar, pentru că dragoste era acolo. Și... deci, cred că asta este relația dintre roadă și daruri. Duhul lui Dumnezeu nu e separat, el nu este pe bucățele. Cineva mare un picuț aici prin daruri și cineva mare prin roadă. Și roada este esențială și a produce modul de trăire cu echipamentul pe care Duhul îl dă, din că face parte și această garderobă a darurilor spirituale. Există oameni care nu au daruri? Sau Dumnezeu a dat fiecăruia ceva și ne-a dat noi să descoperim ce a dat? Toate înzestrările pe care le-am și abilitățile, Duhul lui Dumnezeu le ia în slujba Lui și din ale Lui în momentul când îi le dăm, inclusiv înclinațiile noastre spre anumite lucruri pe care le facem. Și acestea devin daruri ale Duhului lui Dumnezeu. Nu există nimeni care să nu aibă daruri. Toți au daruri. Apostolul Pavel ne îndeamnă să le înflăcărăm, adică să le exersezi, să nu le îngropi, să nu renunți, să nu te lași pe tânjală, să nu te lenevești, ci să te antrenezi. Și antrenamentul se face în rugăciune și în lucrare, când faci lucrurile bazat pe această relație cu Dumnezeu, ca o mulțime de lucruri care încearcă să ne destabilizeze și să ne distrugă și să strecoare noi, ba, să strecoare mândrii, ba, descurajare, ba, alte lucruri. Și atunci trebuie să fim pe cale și să stăm în rugăciune și preocupați. Dumnezeu ne-a dat daruri ca să le folosim, nu să ne lăudăm cu ele. Ca o curiozitate personală, aș dori să vă întreb cum interpretați dumneavoastră finalul versetului 23 din Galateni 5, când spune Pavel că împotriva acestor lucruri nu există lege, împotriva roadelor Duhului. Legea este dată din pricina călcărilor de lege, adică a poruncilor lui Dumnezeu. Aceste lucruri sunt conforme legii lui Dumnezeu, deci nu există nicio lege care să le interzică. Ele sunt dorite de Dumnezeu și când trăiești cu aceste lucruri, ești de fapt în împlinirea legii lui Dumnezeu, ești în voia Lui și ești prea iubit de El. Nu există nicio lege, nici măcar în codul civil care să pedepsească bunătatea cuiva. De-a lungul secolelor s-au făcut excese și creștinii au fost martirizați și pentru că au făcut binele, li s-au întâmplat lucruri rele. Dar aceasta nu este normalul. Chiar legile, codul penal în toate țările merge pe legea lui Dumnezeu, pentru că este ceva ce ține de noi și oricât încearcă oamenii acum să spun că orice îi bine sau că binele celor nu pot fi definite, este o încercare doar izvorâtă din pornirile împotriva lui Dumnezeu. Oameni care afirmă că ne putem defini binele și răul. Dacă când îi întrebi, e bine ca să-ți omoare cineva copilul, va zice că nu bine. Deci, binele și răul sunt categorii foarte clare, bine definite și aceste lucruri sunt bune, de aceea este lege împotriva lor. Deci avem libertate în ceea ce privește roada Duhului. Cât mai multă. Exact. Am fost chemat la libertate, da, da. În același timp, noi ca și creștini am fost chemați să fim lumini în lume, lumini în întunericul acestei lumi. Sunt creștini care și-au descoperit darurile și le folosesc. Dar nu ar trebui ca ceilalți să ne vadă că suntem creștini, nu după faptul că mergem duminica la biserică, nu după un semn de pe mașină, nu după o bijuterie care o purtăm, ci după roade din viața noastră, până la urmă la asta suntem chemați. Adică, de ce spun asta? Mulți creștini
bine că ar trebui să și proclamăm lucrul acesta și să-l spunem și prin vorbele noastre. Mulți creștini trăiesc în lume fără ca cei din jur să știe că ei sunt creștini. Face și asta parte din a cultiva roadele Duhului, nu? Și a ne împlini chemarea și viziunea. O cetate zidită pe munte, zice Domnul Iisus, nu poate să rămână ascunsă. Dacă ești creștin, nu se poate să nu fiu văzut. Problema este dacă suntem. Pentru că sunt tot felul de subtilități. Domnul Iisus vorbește de 10 fecioare, dintre care 5 semănau așa de bine cu celelalte că nu le distingeai, dar nu erau. Când stai în relații cu oameni, este imposibil să nu vină acea mireasmă de viață spre viață dacă sunt credincioși. Nu se poate să nu fie ceva. Eram la începutul facultății și am ajuns primul la un seminar. Și ce să fac până vin ceilalți? M-am rugat. Și a fost bine că m-am rugat, că am fost pregătit pentru ce urmat. A venit un coleg la mine, bă, tu de ce nu vii cu noi la Băut și la Gagici? Probabil că dacă nu eram echipă în momentul ăla, aș fi zis, mă, nu cred că e bine. Dar a fost un moment în care pot să-i spun ce. Pentru că eu am o logodnică și nu mă interesează altceva. Și pentru că sunt credincios și viața asta nu e compatibilă cu viața mea. Sau fiind mai târziu în producție și cu colegii, am ieșit la o întâlnire de 8 martie, pentru că n-am vrut să mă izolez de ei, ca să fiu între ei ca o mărturie. Și șeful meu a început să citească un text destul de corupt și citea cu mare bucurie și râzând și deodată a ridicat ochii și a văzut că s-a acolo și s-a albit la față și s-a pentru că a simțit că e ceva diferit. Și a zis, mai iertarea e de acolo, eu n-am ce să iert. Deci cred că verbalizarea nu e suficientă, împotriva ar putea să facă mult rău. Și ăsta pocăit. Nu este, dar voi credeți că e. Cum striga după un copil, strigau ceilalți, bă, pocăitule, pocăitule, și el, pocăiești tu, mumă ta. Niciodată nu a fost copilul ăla pocăit și acum e bătrân. Eu știu povestea de foarte de mult. A ajuns la bătrânețe și niciodată nu a fost cu adevărat pocăit. Nu s-a întors spre Dumnezeu. Pentru că și copil fiind, dacă te-ai întors la Dumnezeu, trebuie să se vadă. Și asta am spus-o când am fost la o lecție deschisă cu copii de la grădiniță, la grădinița unde e și fetița voastră. Au venit cu o altă grădiniță de stat. Și mi-a spus o învățătoare când a participat acolo, zice, domnule, lăsați copiii să vină la grădinițele noastre, să nu izolați pe toți aici. Copiii dumneavoastră ne ajută în educarea celorlalți. Ceilalți sunt așa de porniți și ei ne ajută. Ne-ar fi greu dacă nu mai avea pe copiii dumneavoastră în grădiniță. Deci pentru cel care l-are cu adevărat pe Hristos în el, se vede lucrul acesta de mic. Domnul Iisus îi spunea lui Nicodim, vântul suflă încotro, aici e un joc de cuvinte, vântul și Duhul de pneuma. Vântul suflă încotro vrea. Nu știi de unde vine nici încotro, se duce de-aia auzi vuietul. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Adică nu are aureolă pe cap, nu-i scrie pe frunte, nu-i părut o cruce sau semnul cuielor în palme, dar vezi efectele când stai în prezența Lui. E ca și când ești în căldura toridă pe malul mării și este briză care îi simți efectul și te răcorește, îți face bine. Așa este efectul, cum zicea despre o femeie care a fost la o evanghelizare în sat și a doua zi a întrebat o vecină, acum a fost la pocăiți? Și ea zice, nu știu, nu mai știu. Dar am venit de acolo, lua greutățile de la cântar false cu care înșelam oamenii la piață și le-am aruncat în vale. Nu știu de unde vine, nici încotro se duce, dar răschimbă dramatic viața. Și asta trebuie să o vadă ceilalți. Așa că atunci când te întreabă ce e cu tine, să poți să spui și ceea ce ai spus se va acoperi. Abia ce am reușit să facem puțină lumină asupra acestui subiect atât de frumos și important, care este roada Duhului, vreau să vă mulțumesc pentru prezența în planul nostru și pentru tot ce ne-ați împărtășit în cunoașterea pe care o aveți. Și vă invit la o nouă întâlnire pe tema aceasta importantă a dragostei, care, iată, însumează
tot ce înseamnă acest efect pe care prezența lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt în viața noastră ar trebui să fie. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezența. Și eu vreau să mulțumesc pentru oportunitatea de a împărtăși cu voi aceste lucruri, pentru că sunt lucruri de esență care ar trebui să le știe toți oamenii. Și dragostea care a pus-o Dumnezeu în noi, în inima noastră, ne face să facem tot ce putem ca să împărtășim această valoare extraordinară. Așa că fiți binecuvântați prin ceea ce faceți. Mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ați rămas alături de noi și vă invităm să nu pierdeți următoarele noastre întâlniri. Până data viitoare, fiți binecuvântați! Thank you.